podul și astea sunt basme de a dormi copii. Motivul principal a fost lupta pentru trecerea averii burghezilor în mâinile proletarilor. După ce am venit în oraș, nu ni s-a dat voie să intrăm în casa noastră. E greu să lași de mână un ou de aur. Pentru asta nu obțineam servici, că am fost chiabur. Eram profesoară și mi-era frică. Aveam o frică să vorbesc. Aici tot taponau, tu că ați fost deportați, ați fost duși, că nu știu ce. Tovarăși de la partid erau niște personalități care nu puteau trece așa neobservate. Totul a ținut de cei din jurul tău. A fost o vreme când mutările de populație, chiar masive, făceau parte din pachetul de realități curente. În Republica Populară Română, deportarea a fost inspirată și, chiar ordonată de către Stalin, liderul de la Kremlin, al cărui sistem dictatorial a controlat deciziile și atmosfera politico-economico-socială a sateliților din blocul comunist. În fapt, Stalin este și campionul acestui model suprem al formulelor abominabile de manifestare a inumanului, golind Crimeea de întregul popor tătar în 1944 în doar 3 zile. Începerea lucrărilor la podul prieteniei dintre Giurgiu și Ruse, în urma protocolului semnat la 30 iunie 1951 între guvernele celor două republici populare vecine, română și bulgară, de către primii miniștri Petru Groza și Vilko Cervenkov, a creat, prin afluența miilor de muncitori, dar și a tehnicienilor sovietici sau din celelalte țări din spatele cortinei de fier, o criză locativă fără precedent. Momentul a reprezentat, pentru autoritățile române, pretextul de a pune în practică măsuri de inspirație stalinistă, constând în confiscarea imobilelor și expulzarea din oraș a 823 de locuitori incomozi pentru ordinea socială, împrăștiați și fixați cu domiciliu obligatoriu în câteva zeci de localități de pe cuprinsul țării și supuși regimului de muncă forțată. Trecuseră 2 ani de la dramaticul moment al deportării. Era 1954 și la pod lucrările erau pe terminate. Au fost emise ordine de încetare a deportării, dar viața celor întorși acasă era departe de a fi un rai. Era de fapt iadul pe pământ, bine pus la punct de către autorități, pregătit în mod temeinic pentru dușmanii poporului pe 3 coordonate esențiale. Nicio garanție pentru acoperișul de deasupra capului, loc de muncă neasigurat, școala copiilor, un șir de obstacole greu de trecut. Slujbele disponibile erau umilitoare pentru situația socială și pregătirea avute anterior și, cu toate acestea, greu accesibile. Casele mai răsărite erau naționalizate în cea mai mare parte, iar cele scăpate de confiscare nu erau lăsate la dispoziția foștilor proprietari, fiind ocupate de temirce beneficiari ai regimului comunist, instituții, organizații, persoane particulare, oportuniști de tot felul. Am venit în oraș, după ce am venit în oraș, nu ni s-a dat voie să intrăm în casa noastră și aici am să vă spun un episod care pe mine m-a marcat foarte mult toată viața și a născut în mine o ură. Când am vrut să intru cu tata în casa noastră, a venit repede, era pe vremea aceea, am aflat de la părinți, viceprimar Grozea și la fisc era Ciamburu, îi se spunea. Au coborât într-o trăsură, că nu ne dădea voie să intrăm în casă și i-a zis lui taică-meu, mă, grecule, noi comuniștii v-am trimis să nu mai veniți, mă. Cum de? Ați mai venit, mă, înapoi, uite, a venit și cu năpârca asta mică după el. Acest lucru m-a marcat foarte mult. Am refuzat să fiu utecist, am refuzat să fiu membru de partid. Pionier am fost doar câteva săptămâni până a aflat tata. Sunt pionier, mi-a predat cravata și a făcut pușcărie, invocându-se un motiv, lucra la fabrica de zahăr,
ca paznici și a spus, domnule, elemente banditești împreună cu tovarășul Vasiu, sau cum i-o fi zis, au făcut să dispară un generator de curent. Și l-a închis pe taică-mă. Ți-a făcut această pușcărie, deși taică-mă nu făcuse politică, nu nimic. Formulele de pregătire la care puteau avea acces copiii celor întorși din locurile de educare prin muncă purtau amprenta marginalității, cu referire la nivelul primar și gimnazial sau a lipsei de performanță profesională în privința învățământului de specialitate. Așa aveau să stea lucrurile până la înlesnirile survenite în prima jumătate a anilor 60, când s-au mai domolit sau chiar au încetat persecuțiile, cel puțin în mod fățiș. Eu n-am putut să intru la facultate pentru că aveam origine nesănătoasă, dosarul meu era pătat și nu am putut să intru decât după ce s-a terminat în 63, când au intrat și fiii de preoți, când au intrat și fiii de negustori și deportați și deținuți chiar. Au intrat în facultate pe munca lor. Înainte era un dosar de cadre și numai 10% dintre mic burghezi intrau la facultate. Deci 10%, vă dați seama ce însemna, cât din 100, să zicem, sau 150. Și aceștia, eu vă spun cazul unui tânăr care era olimpic, avea 13 diplome la olimpiadă, nu a fost deportat cu noi, dar scriind despre fratele lui care era președintele Frontului de Eliberare Națională de la Matei Basarab, am aflat și ce s-a întâmplat cu fratele lui. Fratele lui, deși olimpic, a fost șters de pe listă. Era primul pe listă, reușise la matematică, a fost șters, iar el, ca gest de protest împotriva unei orduiri nedrepte, s-a aruncat de la etajul 5 și a considerat că eliberarea prin moarte este mai bună decât să trăiască într-o Românie în care nu are nicio șansă. Am stat de vorbă cu alții deportați și m-a frapat spusele unuia dintre ei, că domnule, a trebuit să mint, că nu mă mai cheamă Ionescu, cum îl chema pe tata, și mă cheamă Filipescu. Și m-am strecurat 5 ani de zile în facultate cu numele ăsta ca să pot să termin cursurile facultății. M-am închinat și am zis, păi nu se poate, că acolo trebuia să depui buletinul, certificatul de naștere, acte doveditoare ale stării civile. Cum s-a descurcat, nu pot să-mi explic. Cu timpul, în societatea vremii s-a resimțit un sentiment de relaxare, instalat în mod treptat, acceptat chiar și de către cerberii ce făcuseră până atunci, din impunerea durelor principii comuniste, o problemă personală. Acest semnal, destul de puternic, a făcut ca generațiilor ce au urmat să le fie ceva mai ușor în privința accesului la învățământul superior. Acest DO v-a afectat în vreun fel viața? Pe mine personal nu m-a afectat, pentru că eu am trecut și din câte am auzit și la colegii care au mai fost, că mai am prieteni, totul a ținut de cei din jurul tău, care au spus sau nu au spus că ai fost ce ai fost. Deci din punctul meu de vedere, că asta mai discutam cu cineva, că au avut repercusiuni, l-ai intrat în facultate, că ai fost fiică de chiabur, că ai fost fiică de negustor, nu. Deci nu pot să spun că am avut aceea. Am intrat, am luat, mi-am văzut de treaba mea. După cum aveau să constate pe propria piele majoritatea giurgiuvenilor expulzați, ștampila domiciliu obligatoriu aplicată pe buletinele de identitate avea să rămână o adevărată pată, cu efecte nefavorabile extinse la nivelul întregii istorii a familiei pe durata totalitarismului comunist. Un dosar de cadre compromițător arunca suspiciunea, vina și consecințele asupra tuturor. Cu atât mai mult cu cât instigarea la vânătoarea de vrăjitoare încuraja pe oricine să facă pe judecătorul de ocazie al celor etichetați ca dușman de clasă, chiar dacă motivele reale nu depășeau sfera intereselor și a intrigilor personale. În aceste condiții, cei mai mulți s-au temut să nu devină ținte pentru prejudecățile care stăpâneau societatea,
astfel că au ales varianta unei expuneri cât mai puțin riscante pentru imaginea personală și pentru carieră, ascunzându-și trecutul. Fac practică, a fost amociornița. Cum te cheamă, de unde ești? Eu mă zic pe unul că s-a uitat așa, mă zic, ce e cu ăsta? Și după ce s-a terminat, vine el și mă ia într-un colț. Zice, să nu spui, eu habar n-aveam nici cine. Zice, eu sunt băiatul la un fost negustor, ăsta mare. Zice, nu știe de mine cine, ce și cum. Stai liniștit că eu nici nu te cunosc, vezi de treabă. Să stai tu cu frica în sân să nu te știe el așa. Da. Așa că multe, multe. N-ați avut niciodată teamă să povestiți ceea ce vi s-a întâmplat acolo? Ba da, teamă în sensul că chiar am fost sfătuit să nu prea comentez în grupul de prieteni, de colegi, adică dacă mă întreabă cineva și consider că trebuie să răspund bine, dacă nu, e bine să fie o amintire pe care să o uităm repede și să o ținem pentru noi și să nu facem prea mare pompă că uite ce am făcut noi. Adică se putea interpreta greșit și atunci sigur că sunt convins că puteam să avem probleme. Era pe vața bunicului, un bunic extraordinar, Ștefănică, născut în 1898 și decedat în Giurgiu în 82. Un om extraordinar. Unii dintre supraviețuitorii pe care i-am cunoscut au relatat târziu și trunchiat unele dintre amintirile pe care le-au purtat cu ei. Li s-a impus un consemn al tăcerii? Nu li s-a impus în mod explicit, dar probabil că mulți au trecut prin fața ofițerilor de securitate sau pur și simplu au aflat de la terțe persoane că este mai sănătos să țină gura, cum se zicea. S-a vrut să se uite perioada aia dintr-un anumit punct de vedere și atunci lumea nu prea cunoștea prea bine ce s-a întâmplat atunci și chiar dacă avea așa un moment de melancolie și uneori într-un grup restrâns cu teamă povestea așa cu aducerea minte, unii erau neîncrezători având impresia că sunt bazme, că sunt scornire. Povești științifico-fantastici. Povestiri, da, adică bă, dar ce imaginație și ce... Ați fost tentată de-a lungul vieții să ascundeți faptul că ați fost deportată? Nu, 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 de ce să fie? Îi spuneați că nu obținea servici. Păi pentru asta nu obțineam servici, că am fost chiabur până târziu, până târziu, să știți, am avut chestia asta. Urmarul ăsta a fost cam până în 60. Și pe urmă, cu liceul cum era atunci, am lucrat în învățământ. Dincolo de iertarea sau neiertarea celor prigoniți, de uitarea sau neuitarea lor, cruzimea programatică a sistemului s-a manifestat ca o realitate chinuitoare de netăgăduit. Încătușați în strânsoarea învinuirilor imaginare și a pedepselor nejustificate, aplicate discreționar, cei etichetați ca dușman de clasă, la oaltă cu copiii lor, alcătuiau, prin deposedarea de orice fel de proprietate și prin tăierea șanselor la venituri decente, o pătură spoliată. Represiunea făcea România populară să arate ca un gulag extins la nivelul unei țări, iar oamenii storși material, fizic și psihic. Perioada deportării a influențat în vreun fel cursul ulterior al vieții dumneavoastră? Da. Toată viața. După ce am terminat liceul, mai târziu ca toată lumea, am, așa cum am fost sfătuiți, am intrat la Institutul Pedagogic de 3 ani de la Constanța. Și acolo am terminat, după aceea
La 27 de ani m-am căsătorit. Am lucrat într-un liceu, la Negru Vodă. Acolo am fost repartizată, foarte aproape de Constanța. Și am început, cu ajutorul soțului, să mă integrez. Dar frica era foarte mare. Iar pentru mine, primul lucru, când cunoșteam un băiat, trebuia să-mi declin situația materială, ca să nu nenorocesc pe omul ăla. Nu aveam personalitate. Eram profesoară și mi-era frică, aveam o frică să vorbesc. Încetul cu încetul m-am autoeducat și am făcut față. În situațiile care implicau interesele celor etichetați ca dușman de clasă, erau călcate în picioare până și drepturile elementare. Nu făcea excepție nici pensia pentru bătrânii care nu-și mai puteau câștiga existența. Această casă, aflată azi într-o stare de degradare avansată, suficient de spațioasă pentru a găzdui în perioada comunistă, în mod succesiv, o policlinică, apoi o unitate de învățământ, a servit pentru câteva decenii, înainte de instalarea terorii staliniste, ca sediu al unei societăți de asigurări. Chiria cuvenită proprietarului, industriașul și negustorul Mincu Popescu, a fost vărsată de către acesta în contul achitării asigurărilor sociale, nu doar pentru cele câteva sute de angajați ai săi, ci și pentru el, personal. Cu toate acestea, bineînțeles că tata, cu 40 de ani de cotizații la asigurările sociale, cu faptul că a fost veteran decorat în 1916, a cerut o pensie. Nu i-au dat-o. S-a dus în instanță. Am și acum acasă decizie instanței că, întrucât a fost exploatator, nu i se cuvine. Avocatul lui a pledat, domnule, nu există în legea pensiei așa ceva, nici atunci, nici acum. Închipuiți-vă că am reușit eu să scot, pe vremea primului congres al lui Ceaușescu, să-i scot mamei o pensie de urmaș de 250 de lei, fără să fi încasat el pensie niciodată. Cei aflați în vizorul campaniei necruțătoare a luptei de clasă erau și victime ale unei alte discriminări cu rezultate sigur nesănătoase din perspectiva unității sociale. Segregarea cultivată cu convingerea că oamenii partidului trebuie să fie feriți de contacte pe termen lung cu stirpea burgheză sau cei din urmă să fie opriți de la orice adiacențe cu cei din tâi, în afara situațiilor de confruntare, desigur, specifice dușmăniei dintre clase, riscând, în caz contrar, o contagiune amenințătoare la adresa spiritului proletar. Să mă căsătoresc. Soțul meu avea funcție mai mare. Și la timpul ăla, acum în 64 ne-am căsătorit, candidai la partid până te făcea membru 3 ani. Și bineînțeles, eu i-am spus de la început, măi, o să ai necazuri. Zice, n-am treabă. Le dau și eu n-am nevoie să mai mă fac membru de partid. Și într-adevăr, l-au chemat și el a zis, vă dau carnetul de candidatură ce era, dar eu la fata asta nu renunț și mă căsătoresc. Și pe urmă, directorul era la șantierul naval, directorul ținea foarte mult la el și nu l-a eliminat și până la urmă a mers mai departe. Dar vă spun că fata asta am avut-o tot timpul. Instrumentele de lucru ale sistemului totalitar, miliția și securitatea pe de o parte, justiția pe de alta, făceau tot ce era necesar pentru a duce la îndeplinire programul ad hoc de stingere a oricărei urme de manifestare a spiritului burghez. Au scotocit și pe față și pe dos analele fiscale, au urmărit toate tranzacțiile și, folosind chiar și tortura, i-au extorcat pe proprietar de orice câștig realizat, revendicându-l în contul bogăției sociale a noii orânduiri. Tata a avut 6 hectare la toporul Trestenicu, pe care îi dăduse la un cetățean să-l muncească, să facă ce vrea. Iar
La via care am avut-o, tot 6 hectare, era împărțită între frați. Lui tata i-a revenit puțin mai mult, cam 3 pogoane și jumătate, datorită faptului că i-a întreținut și întreținea pe toți. El plătea taxe, el plătea impozite, el plătea tot, tot, tot. Și tatăl meu, fiind negustor, a făcut împrumut de niște monede statul, de bani la ei, ei i-a dat și pe urmă i-a dat înapoi sub monede de aur. Aceste monede de aur, tata n-a vrut să le țină în casă, le-a pus în fișicuri că erau niște așa de sticlă care intra aceste monede. Și a săpat o groapă și le-a lăsat acolo. Când a fost discuția, ne-a luat la Trei Păzești. Era un șef de poliție aici, un goșman de pe-n Târgu Mureș era. Și a venit, l-au ridicat, i-au regat la ochi și i-a dus la Rahova, în București. Pe tata l-a adus înapoi și la cei doi frați le-a dat câte 3 luni cu suspendare, iar pe tata l-a condamnat un an de zile. Ca să mă judec eu acum 4 ani, 5 ani, 2 ani de zile la recuperarea acestor bani. Dar nu mai ne-a dat valoarea care a fost. La 1,6 kg ne-a dat 600 de milioane. Cum în sistemele corupte și stăpânite de diateze sociopate se practică înțelegerea și acceptarea călduroasă doar față de cei alcătuiți din același aluat, rezervând pentru ceilalți răceală, chiar glacială, nici comuniștii nu au făcut excepție de la regulă, fapt atestat și de o glumă a vremii, în care logo-ul partidului, cum am spune în limbajul de azi, PCR, se suprapunea de minune peste prescurtarea de la conceptul pile, cunoștințe, relații, pe care toată lumea alerga să îl atingă, politrucii acordându-și, în mod reciproc, înțelegere, protecție și favoruri. Pentru ceilalți, după modelul armatei, ai cărei militari erau îndepărtați cât mai mult posibil de locurile de baștină, astfel încât legăturile cu familia să fie îngreunate, se făceau și repartițiile absolvenților de facultate în zone geografice situate la mare distanță de casă, sub pretextul acoperirii teritoriului cu specialiști, fie ei ingineri, medici sau profesori. Mulți dintre deportați au ascuns toată viața lor această situație biografică, tocmai pentru a nu se întâlni cu repercursiunile venite din zona cadrelor. Dumneavoastră v-ați întâlnit vreodată cu această amenințare a unei posibile îndepărtări de la locul de muncă din cauza deportării? Am vrut să revin în oraș, pentru că mama mea era obligată să ajute pe sora mea, se dezvoltase destul de mult și era greu pentru că numai în brațe o purta. Și atunci m-am gândit că să vin și eu, după ce am terminat, să vin și eu în oraș. Aici unde este prefectura, unde este muzeul, era secția de învățământ. Bine, că eram foarte cunoscută în oraș, iar șeful secției de învățământ m-a văzut că eram cu actele, să-mi dea măcar prin județ ca să pot să mai revin și eu acasă, să pot măcar duminica să îmi ajut mama. A venit la mine, m-a luat de mână și m-a scos, m-a dus aici vis-a-vis în alei și mi-a spus: știi unde să te duci? Unde n-are mărul cocean, tu n-ai loc aici. Du-te și găsește-ți în altă parte, că o să te dovedească și o să te dea n-ai voie
cu situația ta materială să predai într-o școală. Și m-am întors la Constanța și am lăsat-o pe mama cu sora mea. S-a chinuit ea. Am lucrat numai 17 ani în învățământ, după aceea am făcut chimia industrială și am lucrat în fabrică de nutrețuri combinate. Menținerea în stare de înstrăinare a dușmanilor de clasă și a urmașilor acestora în raport cu mediul de viață și de aici lipsirea de acel suport moral din partea rudelor și prietenilor care fortifică pe de o parte, iar pe de alta alină ființa umană aflată în conflict cu vicisitudinile și abuzurile societale, convenea de minune activiștilor învechiți în relele represiunii, în șicane și persecuții. Și eu am rămas acolo, am lucrat până în 57. Când a terminat soțul facultatea, ne-am retras aici. Că între timp, în 55, am făcut băiatul care e născut la Vama. Și zicai, mama se lasă că vii eu și ți-l iau, că el era student la ASE. Eu intrasem în industria lemnului. S-a desfințat fabrica și am rămas la Vama. Păi am trecut la Câmpul Lung, după aia m-am mutat la Breaz, am fost și la Moldovița. La Moldovița a dus juveni care au făcut armata la muncă. Colegii ai mei, care era generația mea. Și când au văzut ăia, ce ai lis, ai rămas aici, am rămas și să fac. Și m-am retras în 57, soțul a fost persecutat, că terminase economia industriei. Și a cerut repartiții, cum era atunci, cu repartițiile la unde... Și la fabrica de zahăr. Aici tot taponau, tu că ați fost deportați, ați fost duși, că nu știu ce. După intrarea în perioada de stare a comunismului, perioada de stăpânire a frâielor statului, destabilizarea sistemelor de lucru, a relațiilor economice și a celor sociale, mai toată lumea dorea să devină membru al Partidului Comunist. Și, cu toate acestea, pentru copiii celor internați în lagărele de muncă și reeducare, etichetați ca dușman de clasă, dobândirea unui carnet de membru rămânea o încercare greu de trecut, chiar și după înfăptuirea concesiilor necesare, iar aprobarea acestei cereri stătea la discreția secretarului de partid și făcea obiectul unor subterfugii imposibil de pus în practică, fără câștigarea bunăvoinței. Am avut servici și îmi făcea pe toți membrii de partid. Eu zic, dar pe mine de ce nu mă faceți? Hârcă, mărul se eschivau. Eu știam de ce, da. Așa, dacă zici că să fii sănătos, să trăiești, să fii pe picioare, dar totuși au fost timpuri grele. Și marginalizarea asta și faptul că erai copată, dar pata asta aiurea. Și măcar dacă ar fi fost o avere fabuloasă, să zici, da, prăvălia și sus. De departe, cea mai mare controversă dintre autoritățile comuniste și victimele lor predilecte, reprezentanții fostei clase burgheze, a fost și a rămas, supraviețuind chiar și sistemului, chestiunea imobilelor. Privite din punct de vedere oficial ca o proprietate ce trebuia etatizată și administrată conform principiilor controlate ideologic, iar din punct de vedere individual, dar și familial, ca acoperișul de deasupra capului, o necesitate absolută a supraviețuirii, casele însușite abuziv de către stat cu ocazia construirii podului prieteniei, prin expulzarea din oraș a celor care le dețineau, au rămas și după revenirea din lagărele de muncă un subiect de permanentă dispută. Unde vi s-a repartizat locuința, dacă vi s-a repartizat? Nu ni s-a repartizat. Bunicul meu, care era și el negustor, a avut foarte mulți fine, a avut vreo 7-8 fiini țigani. Că se spunea, ce am aflat eu, că a zis că dacă își fac românii fiini, pe ăștia nu ia să-i ducă la bug. Și bunicul a făcut fiini. Și ne-a primit, ne cunoștea familia, la Mielul Cârnățaru, chiar care avea în țigănie, în acea parte, casă. Și am stat acolo. Nu aveam voie să intrăm în oraș decât cu bilet de voie, eu fiind
la școală a trebuit să iau biletă de voie și maică-mea sau taică-mea să meargă cu mine. Un alt episod a fost că pe buletin, eu eram trecut pe buletinul tatălui. Tata era cetățean grec. Eu eram cu aceeași cetățenie și la un moment dat a zis cine e de cetățenie greacă să plece. A plecat niște verde, dar tatălui meu au plecat în Noua Zeelandă, s-au stabilit acolo, au venit la noi prin 70 și i-am cunoscut. Dar tata n-a vrut, că trebuia să plece doar cu mine, fără maică-mea și ținând la ea, am rămas aici. O întoarcere la motivele expulzărilor din Giurgiu devine obligatorie. La mijloc fiind o situație creată în consecința unor acte normative, responsabile de punerea în faptă erau organele de partid și de stat locale, nivel la care s-a creat o rețea de complicități și aranjamente. La vremea scadențelor, le-a fost greu să lase din mână gâsca de aur și li s-a părut mai profitabil pentru ei să exercite presiune asupra șantierului, să renunțe la o parte din spațiile deținute, în ciuda faptului că DCL 889 mai avea de încheiat unele dintre obligațiile ce îi reveneau, drept care își apără poziția. Spațiile pe care autoritățile sperau să le smulgă prin insinuări nu reprezentau un excedent, ci erau destinate găzduirii unor colaboratori bulgari, precum și unui corp de inspectori și controlori din cadrul Ministerului Căilor Ferate, însărcinați cu verificarea lucrărilor. Instrumentele sistemului chiar nu erau la curent, oare, cu această situație? Adevărurile grăite de conducerea șantierului, cunoscute la vremea cuvenită doar de către cei de la partid, au fost înlocuite cu diversiunea unei legături directe între construcția podului și scoaterea din case a oamenilor, în contextul manipulărilor lansate cu intenția de a-i proteja pe cei vinovați de abuzurile comise în această afacere a caselor și a deportărilor, variantă îmbrățișată, cel puțin pentru o bună bucată de vreme, și de către majoritatea celor dislocați, iar de către unii chiar până azi. Motivul acesta nu trebuie absolutizat. Era un motiv real care a dus la mărirea numărului celor deportați, comparativ cu alte zone ale țării. Dar motivul principal a fost lupta pentru trecerea averii burghezilor în mâinile proletarilor sau în mâinile celor care afirmau că sunt liderii clasei muncitoare. Două ar fi rațiunile ce resping în mod tranșant alăturarea cauzală dintre construcția podului și internarea în lagăre de muncă forțată. Prima ar fi că cele 4-5 mii de lucrători ai Direcției Generale a Lucrării 889 din perioada de vârf erau imposibil de cazat în locul celor 823 de expulzați, presupunând că le-ar fi fost cedate toate spațiile. A doua ar fi că, încă din perioada de organizare a șantierului, s-a procedat la exproprierea de terenuri și ridicarea unui cartier tip microraion, unde, în proximitatea locuințelor, muncitorii aveau acces la cantină, magazine alimentare și chiar la o casă de cultură. Sunteți dintre cei care cred că deportarea celor 823 de giurgiuveni a avut vreo legătură cu ridicarea podului Prieteniei? Sau din cei care cred că nu există nicio legătură între deportare și podul construit peste Dunăre? A fost o pedeapsă dată în continuare elitelor și celor care erau considerați dușmani ai poporului. Dacă ar fi vrut să fie o dislocare, cum se spune, greșit, pentru că în dicționarul limbii române scrie clar, deportare înseamnă pe motive, o dislocare, mă rog, dar pe motive politice, nu pe motive economice. Dacă ar fi fost o dislocare, o strămutare, cum se spune, încă greșit, ne-ar fi dus la Arsache, niște comune apropiate de Giurgiu. Ori pe noi ne-au dus pe cei mai înrăiți, dușmani înrăiți, în Bucovina, Rădășeni, Fălticeni, Stulpicani, Vama, nordul țării. Deci, din sudul țării,
tocmai în nordul țării. A fost ca pedeapsă. Toate acestea au fost niște pedepse date în continuare elitelor și oamenilor considerați dușmani ai poporului. Chestia cu Giurgiu, că s-a construit podul, și astea sunt basme de a dormi copiii. Noi nu credem și n-am crezut niciodată în lucrul acesta. A fost așa doar pentru... Într-adevăr că am venit după ce s-a terminat construirea podului, e adevărat, dar nu acesta a fost motivul. Implicarea conducătorilor comuniști locali a devenit evidentă în momentul lichidării șantierului. Prevalându-se de confiscarea unor imobile pe cale legislativă, deși abuzivă, protagoniștii locali ai ilegalităților și imoralității s-au gândit să dubleze situația oficială și printr-o naționalizare în nume personal, repartizând spații locative rudelor, prietenilor, cunoștințelor, chiar fără nicio legătură cu orașul Giurgiu, cu domicilii în alte localități, cu locuri de muncă în alte orașe și chiar și lor. După care, în fața solicitărilor făcute de către cei îndreptățiți să își recapete casele, îi expediau, trimițându-i să își rezolve singur problemele, motivând situații de avarie, creând stări de derivă, oferind soluții penibile. Toate, dar absolut toate, aceste cereri ale acestor dislocați. Acolo unde, în cazuri fericite, a existat o înțelegere între cel care locuia cu chirie și fostul dislocat, i s-a dat o cameră, două. Acolo unde nu a existat nicio înțelegere, au căzut de acord, dar aproape, nu, 100% în toate cazurile, răspunsul în situația în care, automat, în momentul în care nu am voie să mă reîntorc, măcar o cameră, două din cele care mi-au fost luate, s-au adresat din nou autorităților locale. Repet, peste tot răspunsul a fost același. Vedeți cinismul. Deoarece locuința solicitată de dumneavoastră, mă rog, numărul, este ocupată de mai mulți chiriași, cererea dumneavoastră, adică de a se redau măcar o parte din spațiu, nu poate fi satisfăcut. Care era concluzia? Numai prin bună înțelegere cu unul dintre chiriași puteți ocupa o cameră în imobil. Ar fi fost total nepotrivită admiterea unor circumstanțe atenuante pentru eventualitatea unei puteri locale depășite de situație. Ea, puterea, a creat încurcăturile în domeniul locuințelor, fiindcă participanții la exercițiul deciziei s-au preocupat, înainte de toate, să tragă sforile nedreptății, amânând și încurcând soluționarea problemelor în loc să le rezolve, tocmai pentru a provoca haos generalizat și de aici menținerea unei stări de confuzie prielnică lor. Și toate acestea la un loc au purtat numele oficial de politică a partidului, având drept scop să lase oamenii fără case. Nu există, dacă vreți, pentru aceeași problemă, nu are aceeași soluție. Nu are aceeași soluție. Într-adevăr, e ceva, ce spune dumneavoastră, e o chestie, dacă vreți, cu specific local, care e foarte interesantă și care, repet, este legată, să ne înțelegem foarte clar, de faptul că dacă în alte zone schimbul ăsta de populație, transferul, a mers oarecum, aici la Giurgiu a fost așa brusc. Toți și a fost și o chestiune legată de sistemul de relații local. Exact. Sunteți dintre giurgiuvenii cei vechi, așa că vă întreb, dintre cunoștințele dumneavoastră și-au redobândit casele? Da. Sunt unii care și-au redobândit casele respective, cu mare greutate, dar după foarte mult timp, după judecăți interminabile și o serie întreagă de, necazuri cu cei care conduceau atunci. E greu să lași de mână un ou de aur, să ți-l lea adevăratul stăpân. Nu? Te obișnuiești cu binele. Te obișnuiești și cu ou. Și dacă e de aur, îl mai dai? Nu. Ca atare, sub pretextul acesta, s-au împroprietărit
activiști de partid, oameni ai securității sau ai altor servicii. Nimic nou sub soare. Lucrul s-a petrecut într-o formă sau alta și în alte părți, dar am spus, aici a fost un plus comparativ cu alte zonele țării. Poveștile sunt multe, sunt foarte complicate. Un lucru este foarte clar. După ce au plecat cei care ocupau casele unor mari bogătași, cum se numea atunci burjoi, la Giurgiu, mi-a zis că unii n-au mai apucat să mute în casele lor pentru că au venit tovarășii de la partid. Tovarășii de la partid erau niște personalități care nu puteau trece așa neobservate și nu puteau să stea decât în case în care nici în gândurile cele mai frumoase sau în cele mai sublime visuri nu le avusese. Cum mai era, cum putea să lase ei un asemenea prilej să le scape? Și asta s-a întâmplat. Și atunci au urmat alte treburi. Pe unii le-a mai dat câte un premiu, i-a mai împins pe la canal, pe alții i-a mai trimis pe în altă parte, i-a mai băgat câte o pușcărie. Una alta, problemele s-a rezolvat. Cum s-a rezolvat? Asta e viața. Nu putem să ne luptăm cu ea. Dincolo de orice demonetizare a conceptului, posibilă din cauza unei saturații cauzate de întrebuințările frecvente în definirea orânduirii instalate în România după al doilea război mondial, dușmânia de clasă era o chestiune de viață și de moarte, iar ura aferentă pe măsură. Pe lângă răpirea proprietăților adunate timp de generații, starea de recesiune economică a familiilor pedepsite și aduse până în pragul neputinței de a supraviețui, reprimarea socială permanentă, mizantropia cultivată împotriva unei întregi pături sociale, mergând de la atitudini de indiferență față de suferință și până la neglijența cultivată în raport cu sănătatea și chiar viața oamenilor, denotă un comportament neomenesc ce a avut ca rezultat afectarea drastică pe termen lung a destinului, mergând în numeroase cazuri în chip criminal până la nimicire. Taică mi-a murit în 62 din cauza bolii de inimă, supărare și toate astea care le-au îndurat. Tata a murit la 51 de ani de foc când am venit. Eu plecasem în armată și când am venit am ajuns să am îmbolnăvit, n-am mai putut să termin facultatea. Aveam și o soră mai mică cu 8 ani, mama singură. Și a trebuit să intru să lucrez pe acolo, pe acolo, pe unde am lucrat. Nu e pentru un copil o creștere rațională. Nu vreau să spun că țăranii noștri mâncau, dar aveau acolo unde să pună cap, unde să doarmă. La mine nu se știa dacă aveam vreo bucată. Totul era de sigur. Păi, da, asta a fost și mai ales la vârsta să o iei de la 2 ani sau până în 2 ani cu ce m-o fi hrănit. Nu știu, dar țin minte că m-a afectat la sănătate problema asta. Cu care mama a trebuit să umble cu mine din mână de mână la doctorul Iza. Drama acelui moment, cum a resimțit-o fiecare dintre membrii familiei? Cel mai tare a resimțit-o tatăl meu, care era, deși părea un om dezinvolt, totuși suferințele prin care a trecut l-a introvertit. Și știți dumneavoastră că această introvertire nu duce decât la boală. Și el s-a stins în 1973 de o boală necruțătoare. Eu tocmai terminasem facultate, eram primul an de învățământ, mi se zbrilește și acum pielea pe mine, când mi-a zis, tată, am suferit mult, învață să ajungi și tu în viață să nu mai fii oropsită. Astea au fost cuvintele pe care tatăl meu mi le-a spus. A murit lucid, deci nu era o altă problemă. Iar cel mai mult a suferit mama mea.
mama mea fiind casnică, rămânând singură, fără un ajutor material, eu am devenit singurul sprijin. Am fost și bărbat și femeie a casei părintești. Noroc că am fost repartizată, cum se făcea odată, repartiții guvernamentale, într-o comună de lângă Giurgiu, iar următorul an, deci tatăl meu a murit, știindu-mă profesor în Giurgiu. Tata a murit în 64, după încă o pușcărie și niște chinuri la Rahova, cu prezumția că ar avea aur. Nu să-l mai aibă. A avut documente că acei cocoșei după vremea aia, după prima stabilizare, erau predați pentru a putea să-și plătească oamenii, că n-avea cu ce să-i plătească și jumate din ei deveniseră și revoluționari. Ei, acum, vă închipuiți că și după această ultimă lovitură, mai trei câteva luni, ne-am văzut și într-un septembrie, mă rog, era ziua mea de naștere, veneam să-l văd și a doua zi sau a treia zi mi-a telefonat mama că a murit. Nu se poate descrie în câteva cuvinte prin ce au trecut atunci când au constatat suferința vârstnicilor din familie lor, care întotdeauna au încercat să-i ferească, evident, pe copii de consecințe și mulți au dorit ca în noile condiții politice copiii să crească, dacă se poate, educați după formula oficială. Deci, în mici situații au fost oameni care au turnat în mintea copiilor gândul răzbunării sau al unor resentimente pe care să le ducă mai departe. Din câte cunosc, majoritatea au încercat să se împace cu noul regim, numai că, indiferent care era poziția părinților, copiii vedeau și de multe ori înțelegeau mai mult decât li se spunea.